Proiectul inițiat de Agenția Națională Antidrog își propune să faciliteze integrarea unui număr de 1350 de persoane pe piața muncii. Membrii grupurilor vulnerabile din patru regiuni ale țării, București, Ilfov, Sud, Muntenia, Nord-Est și Sud-Est, vor beneficia de îmbunătățirea abilităților și competențelor profesionale și de asistență specifică nevoilor fiecăruia. Am să încep prezentarea mea cu un citat al Comisiei Europene, în care se precizează că răspunsul la provocarea generată de globalizare nu este să ne închidem în noi înșine, recurând la noi forme de protecționism, ci să inovăm. Aceasta este și ideea acestui proiect. Activitățile de orientare și consiliere profesională personalizată vor maximiza șansele de ocupare a unui loc de muncă. De asemenea, se urmărește reducerea și chiar eliminarea inegalităților pe piața muncii. Evenimentul de astăzi se înscrie într-o serie de alte evenimente de informare și publicitate, care au rolul de a atrage, în primul rând, beneficiari din aceste proiecte și apoi de a aduce presa și mass media la aceste evenimente pentru a populariza astfel de evenimente și astfel de proiecte. La nivelul județului Galați au fost desfășurate activități de informare despre riscurile asociate consumului de droguri, de care au beneficiat peste 4.000 de persoane, majoritatea elevi de liceu. Agenția Națională Antidrog, începând cu luna ianuarie, a desfășurat un proiect în rândul tuturor unităților de învățământ de pe rasa teritorială de competență a Centrului Antidrog din Galați. Am încercat să mergem în fiecare unitate de învățământ, în special în licee, pentru că populația liceală este cea mai expusă consumului de droguri și am desfășurat punctual activități de informare și educare cu privire la riscurile asociate consumului de droguri. Durata de implementare a proiectului Egalitate pe piața muncii este de 18 luni și a debutat pe 14 mai 2014. Valoarea totală a acțiunii ajunge la 2.500.000 de euro.